Mâine va avea loc o amplă acțiune de ecologizare, dar și de plantare la pădurea Bejan din Deva. S-au anunțat deja zeci de voluntari, cetățeni simpli, dar și reprezentanți de la mai multe instituții din municipiu. Cu toții vor să lupte pentru o natură mai curată. Alexandra Marcu, una dintre cele mai tinere cățărătoare pe vulcanii lumii, precum și cetățean de onoare al municipiului Deva, a inițiat această acțiune, la care au răspuns cel puțin 60 de oameni. Participanții la acțiune își vor da întâlnire la ora 11, la intersecția prelungirea Vulcan și drumul spre Cozia și Almașul Sec. În acel loc vor fi așteptați toți cei care doresc să se alăture și să dea o mână de ajutor la transformarea pădurii Bejan într-una mult mai curată și verde. După înscrierea voluntarilor, participanții, care vor primi din partea inițiatorilor acțiunii saci menajeri și mănuși, dar și apă minerală, vor porni spre pădure pentru a aduna gunoaiele lăsate la voia întâmplării. Acțiunea se va sfârși în jurul orelor 15:30-16, când sacii cu toate gunoaiele adunate vor fi încărcați într-o mașină de la Salubritate Deva. Pădurea Bejan, plămânul verde al orașului Deva, are nevoie de noi. Numai dacă ne implicăm, putem schimba lucrurile, spun inițiatorii acțiunii. Anul trecut, peste 100 de oameni au dorit să se alăture și să strângă gunoaiele din drumul lor.